Stimați ascultători, vă spunem bun regăsit la o nouă ediție a emisiunii Până la marginile lumii. Astăzi avem plăcerea de a-l avea invitat în studioul Radio Vocea Evangheliei București pe domnul Vintilă Stângă. Vă mulțumim că ați acceptat invitația de a participa la această emisiune. Dumnezeu să vă binecuvânteze! Domnul să fie lăudat și el merită toată gloria și toată slava pentru mântuirea care a oferit-o omenirii prin Domnul Iisus Hristos. Pentru început am dorit să intrăm în subiectul emisiunii noastre și să dezvăluiți ascultătorilor Radio Vocea Evangheliei cum ați experimentat nașterea din nou. Da, Dumnezeu este minunat în toată lucrarea care am văzut-o în viața mea. Și mulțumesc Domnului Isus Hristos că la timpul potrivit când spune Scriptura că voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre și eram în fire copii ai mâniei, eram a întunericului, Dumnezeu a intervenit prin Domnul Iisus Hristos, Fiul Său, și mi-a descoperit cuvântul Său, care este Biblia. O slavă Domnului! În... Proveniți dintr-o familie de credincioși ortodoxi în... sau evanghelici? M-am născut în familie de creștini ortodoxi, da. spunând așa, în religia ortodoxă. În familia care am crescut mama și tata, niciodată nu mi-a spus despre Dumnezeu, despre Domnul Isus Hristos, despre mântuirea în Domnul Isus Hristos. Mergeam la Paș și la Crăciun, cum este obiceiul să mergi, dar niciodată n-am înțeles semnificația Crăciunului sau semnificația Paștelui. Deci mergeam că ne plăcea și că un obicei, un obicei, în obicei. Biblia nu, acasă... Acasă niciodată nu, n-am avut Biblie și nu mi-a spus cineva un cuvânt din Biblie să spună că Domnul Iisus Hristos este calea, adevărul și viața și numai prin el să ajunge la Tatăl. Și cu toate astea, cum ați descoperit? Cum ați ajuns? În 1990 am cunoscut-o pe soția mea, Iulica. Și tot în anul 1990... După o perioadă de cunoștință am hotărât să ne căsătorim și în, după vreo câteva luni de zile de Revelionul 91 am mers pe la soție pe acasă și acolo am stat de vorbă cu mama soției, are o cumnată care stătea acolo cu mama soției și din discuție în discuție, zice, am fost pe la mama, a spus cum la ta soției. Și mama mi-a dat ce să dă pe la țară. Și zice, mi-a dat și o Biblie. Și zic, ia adu și mie -mi Biblia, să văd și o Biblia. Nu citisem în Biblie, Nic nu aveam cunoștință, atunci... nu știam ce cuprinde într-o Biblie. Și când uh, mi-a adus Biblia, am dăsit-o și am dăsit-o prima foaie, geneza. Și acolo am descoperit, am început să citesc cum Dumnezeu a făcut și. Mama citim. credincioasă a soției? Nu. Nu. Nu, Nici nu, am tot la fel. Ortodoxi și când l-am citit și am început și am răsfoit, am dat și de Noe, am dat mai departe și de Avram, am răsfoit și în Noul Testament, am dat de Noul Testament, am văzut viața Domnului Iisus citind fugitiv și am zis așa, îmi dai mie Biblia aceea? Și am zis, da, o dau. În momentul acela am avut o bucurie în sara aia de anul nou, o bucurie imensă. Am așteptat ca să termine Revelionul, să plecăm acasă și să citesc, să încep Din să Biblie. citesc Biblia. V-ați îndrăgostit la prima vedere Extraordie. de aveam, aveam, o bucurie, nu mai simțam nimic altceva decât să cercetez Biblia. Dar până atunci aveați -vă o căutare, vă rugați uh, și ce în, în viața mea aveam atunci 23 de ani. Până atunci a, niciodată nu am știut să-L cunosc pe Dumnezeu meu personal. Nu m-am rugat niciodată. Nu m-am încinat niciodată. M-am dus, într-adevăr, când eram mai tânăr, până în 19-20 de ani de zile, mai mergeam la preot să mă spovedesc. Am cu un nou buzunar, cu ce era pe timpul Ceaușescu, îmi punea în cap ce îmi punea și mă întreba preotul, ai drăguit, ai înjurat, ai făcut lucruri? Da, îi le spuneam preotului. Am înțeles. Așa. În 91, soția a rămas însărcinată în acest timp și în în 91, în martie, soția avea să nască primul copil al nostru. Și în martie mi s-a născut prima fetiță. S-a născut cu probleme, a avut probleme la naștere soția foarte mari și grave. Și știu că ce mi s-a spus la naștere a zis să scape mama, să scoatem copilul, să se nască copilul. S-a născut copilul și a fost totul foarte bine. Eu citeam Biblia și am început să citesc și să citesc, dar citeam totul atât Vechiul Testament cât am ajuns și în Noul Testament ca o istorie. Nu mă mișca nimic, adică să vin să mi, -mi arunc genunchii înaintea lui Dumnezeu să mă încin. să mă rog Domnului că mi-a dat o soție, să mă rog Domnului că mi-a dat un copil. Dar tot nu doar la, la nivel intelectual. Atât, nu coborse la, la, la inimă. Că da. de la minte la inimă e un drum da, foarte da. lung. Sau, biblic, nu erați născut din nu nou? Nu eram născut din nou. N-aveam încă acea predare și Duhul Sfânt da. care să mă convingă, să mă cerceteze că Hristos este Domnul meu personal Și ce a făcut pentru mine. Și au apărut, și problemele în viața noastră de familie. Nașterea primului copil, după 3 luni de zile, l-am botezat în Religia Ortodoxă, și la o săptămână merge la o examinare a copilului, și doctorul ne-a spus, care l-a consultat, că copilul are probleme. Ne-a trimis spre Pitești. De la Pitești a mers aici la București, la Spitalul George Marinescu și ne spune la un moment dat că copilul este paralizat în 80%. Și ne-a spus că copilul nu se mai poate face bine. Am să e fata la 2 ani. Între timp, soția a rămas însărcinată și era cu a doua fetiță. Și cei de la Canta Cuzino ne-a spus că nu mai avem voie să mai facem copii. Situația noastră este la amândoi sângele Ierhașiu negativ. Și situația a devenit mai complicată și al doilea copil care se va naște se va naște cu probleme, cu malformații, cum era prima, ne iese diagnosticul. Și în acest timp mi s-a născut și a doua fetiță pe 23 noiembrie 1993. Și când i s-a născut și a doua fetiță, deja aveam pe prima fetiță cu probleme, deci nu se mai putea face nimic, care este hotărârea că va rămâne 80-90% paralizată, dar în momentul când nu va mai primi tratamentul, fetița nu va mai trăi. Și a doua fetiță ni s-a născut cu piciorușele strâmbe, cu labele întoarse în spre spate. spate. Doctorii imediat au făcut tot posibilul să le bage în gips imediat, la 2-3 zile le-a băgat în gips și au încercat să le îndrepte a stat o lună și ceva fetița a doua cu ele în gips pe 15-20 decembrie au încercat să-i scoate gipsul și l-a scos pe 23 decembrie 25 era liberă fetița de Crăciun uh -huh. după 25-26 decembrie fetița a făcut o aprindere totală, s-a învinețit jumate din trup, am fost cu ea la urgențe, 27-28, în 29 a ținut-o, a băgat-o la perfuzii, pe 30 decembrie ne murea primul copil, cea care s-a născut a doua de două luni de zile aproape. Pe 31 decembrie am scos-o repede ca să nu apuce întâi și două revelionul și pe 31 decembrie, când toată lumea, se bucura, cum este în sara de revelior, noi la ora 4 după amiaza ne îngropam fetița. Era o suferință care am înțeles-o mai târziu și între timp am mai trăit și cea mare. Un an de zile, la un an de zile după ce a murit cea mică, mică pe 30 ianuarie, am pierdut-o și pe cea mare în care doctorul îmi n-am mai mâncat, n-am mai băut nimica, șapte zile n-am mâncat și n-am băut. Și o țineam în brațe și a spus, știu că te va pierde tata și știu că te vei duce sus în părăția lui Dumnezeu. Între timp, în acești ani, cât am avut fetițele, n-am neglija Biblia să o citesc. Citeam Biblia, o cercetam, fără să cer ajutorul Dumnezeu peste noi ca familie sau să intervin în viața copilelor care le aveam și ce probleme aveam. Și între timp ce eram cu soția și erau mai multe mame adulate în salonul unde a murit fetița de 3 ani de zile, am zis așa, noi ne putem duce unde a plecat fata noastră. Dar acum trebuie să luptăm să ajungem unde a plecat fata noastră. Adică aveam încredințarea că a plecat în împărăția lui Dumnezeu. Fără să știți. Fără să știu, dar era Duhul lui Dumnezeu da. care începe să -a vorbească. Științat. Că noi trebuie să luptăm, i-am spus soției, la uzul multor mame acolo, să luptăm să ajungem acolo unde a plecat fata noastră. Și din momentul acela am îngropat fetița, am făcut obiceiurile ortodoxe, în mormântare, pomeni, am început iar să citesc Biblia. Și în roman este scris un verset. Căci împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură. E numai neprihănire, pace și Duh Sfânt. Și versetul acesta a început să mă cerceteze din nou. Fata mea n-a băut băutură. Fata mea n-a mâncat 20 de străchini. Fata mea nu are nevoie de toate aceste lucruri și a zis că trupul a plecat în pământ iar sufletul l-a luat Dumnezeu. Și am vorbit cu soția mea, să dă lăsăm la o parte toate ritualurile și toate obiceiurile și să urmăm ceea ce ne învață Dumnezeu. Și am început să citesc Biblia mai amănunțit, mai cu atenție și atunci am înțeles mesajul Domnului Isus Hristos. Care a spus așa, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da o dinlă pentru sufletele voastre. Lua jugul meu și acolo spune că jugul meu este ușor și sarcina mea este ușoară. Și am înțeles că toată povara și toată suferința numai Domnul Iisus Hristos poate să-mi ia o urma suferințelor care le-am avut pierdând cele două fetițe. Și a fost prima seară, nu mai mi-aduc aminte, dar era o seară de primăvară, care am îngenunțat eu singur în camera mea. Nu v-a zis nimeni nimic. Nu mi-a nu am cu avut nici, cu, cu niciun, niciun contact. creștin, cu credincios să-mi spună. Biblia a fost singura mărturie și singurul cuvânt. Cuvântul al lui Dumnezeu. A, care m-a luminat și care m-a cercetat și să vin înaintea Domnului Isus Hristos și să-i spun, Doamne Isuse Hristoase, recunosc că am nevoie de tine. Recunosc că sunt păcătos înaintea ta. Recunosc că sunt pierdut fără tine. Ai plătit pentru păcatele mele cu jertfa ta, cu suferințele tale. Și a spus Domnului Isus Hristos multe cuvinte. Vreau să aparțin ție. Vreau să fiu al tău. Vreau să te urmez pe tine. I-a spus Domnului Isus Hristos prin suferință, prin orice îmi dai. Și din momentul acela simțam o eliberare. Simțam că ceva totul se schimbă în mine și cerea lui Dumnezeu, Doamne ajută-mă să nu folosesc cuvinte urâte, să nu folosesc cuvinte murdare, să simt viața murdară care o aveam într-o viață nouă care numai Hristos Domnul poate să o dea. Și am văzut mâna lui Dumnezeu și lucrarea Lui, cum a intervenit în viața mea. În momentul acela, Dumnezeu avea să lucreze foarte mult în viața mea. Acum și soția avea obiceiurile ei. Îi spunea despre Biblie, îi spunea despre Cuvântul lui Dumnezeu și spunea că nu interesează Cuvântul lui Dumnezeu. Ea vrea să-i facă obiceiurile fetei și că așa s-a născut și că așa vrea să moară. Și i-a spus așa, ne naște morți în greșelile noastre și avem nevoie să fim înnoiți de Cuvântul lui Dumnezeu și de Domnul Isus Hristos. Eu l-am găsit pe Cel care mi-a dat din nou bucuria și viața de care aveam nevoie. Și acesta este Domnul Isus Hristos. Și am discutat cu soția de multe ori pe baza Domnului Isus Hristos despre jertfa lui, despre cuvântul și citeam din Vechiul Testament și din nou Testament. Și soția încă nu, nu vrea să audă. În 96 s-a făcut biserică, un locaj de închilare, în Birci, în satul une Tresc și s-a construit și în 97 în noiembrie s-a făcut o chemare și o invitație din sat să vină la o slujbă de închinare. O biserică baptistă. Biserică baptistă. Și soția mea îmi spune așa, eu venind de la servicii la ora 4, ajungând de acasă, uite, pocăiți au făcut o invitație și s-au deschis biserica, în locașul și mă duc o eu de sară acolo. Și am zis așa, te duci la biserică la pocăiți, dar uite ce rugăminte am. De momentul ce te duci acolo, nu o să te mai duci să mă aprizi lumânări la mormintul fetei, nu o mai să insisti să mai faci pomenile care zici că le faci pentru fetele noastre și o să schimb toate obiceiurile aceasta, ceea ce ne spune Biblia că împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutuie, numai neprihănire, pace și Duh Sfânt. Și soția e de acord cu mine. Și merge soția, eu nu am mers, a rămas acasă. Și vă spun și mai departe de ce am rămas acasă. Și a fost adunarea plină în satul acela, în seara aceea, mulți, peste 100 și ceva de oameni veniți din sat. Și la final, fratele păstor a făcut o chemare și o atenție. Cine vrea să-l urmeze, cum a zis fratele păstor, să se predea Domnul Iisus Hristos să-și predea viața? dintre care și soția mea a ridicat mâna și a ieșit în față. Și asta îmi spunea soția. Mi-a mărturisit acasă. Și când a ajuns acasă, mi-a spus așa. Vintilă, avea, plângea și avea lacrimi în ochi, eu l-am primit pe Domnul Iisus Hristos în viața mea. Mi-am predat viața și am ieșit în, fia, în, față și am mărturisit că vreau să fiu a Domnului și să mă pocăiesc, să-L urmez pe Domnul. Pocăință înseamnă să te întorci la Domnul, să lași în spate tot ce e murdar, să nu la felul tău de viață veche și murdară și să-L acces pe Domnul Iisus Hristos să începi o viață nouă cu El din momentul când lași. Și a fost mare bucuria, dar până să ajungă soția mea acasă, a stat în genunchi înaintea Domnului și a zis așa, Doamne Iisuse, știi că soția mea a ajuns acolo. Numai tu poți să-i schimbi inima și viața să vină schimbat acasă. Și Domnul Iisus Hristos a fost minunat. Între timp, în 96, ne-a pus două pe inimă, după științarea care am avut-o și analizele care ne-au spus că nu mai putem avea copii și pierduse în cele două fetițe și suferința devenise foarte amară și foarte nepresată, ne durea. Am zis așa, am hotărât cu soția, dacă noi nu mai putem să avem copii și ies cu probleme, haideți să fiem un copil. Și am mers, am mers la Satina, la casa de copii și acolo am trimis prima dată pe soție cu mama să intereseze și au zis că au găsit un copil la trei ani de zile și nu erau așa atașate. Eu lucram în păstrung și păstrung, după ce mi-a dat răspunsul soția și cu mama, păstrung în zile următoare. Am stat înaintea lui Dumnezeu și cerea lui Dumnezeu, Doamne, copilul care mă voi duce din nou la stratina, la orfelinat, care mi-l voi pune în brațe, acela să fie copilul meu. Și am stat în seara aceea, până să plec dimineața, să plec la orfelinat. A stat și am cerut Dumnezeu aceleași cuvinte. Doamne, când voi ajunge la orfelinat, copilul care mi-l voi da de parte de bărbătească și mi-l voi pune în brațe, acela să fie copilul meu. Dragilor, vă spun că am ajuns la orfelinat și când am ajuns la orfelinat, ne-a întâmpinat doamna directoare și am discutat despre situația noastră, despre pierderea noastră și ce vrem. Și am spus doamnei directoare că noi vrem să înfiem un copil de parte bărbătească ca să rămână cu numele nostru, să rămână cu noi. Ne-a adus un copil tot la fel de 2 ani și ceva și a zis nu, mai aveți ceva mai micuț? Da, avem un băiat care îl cheamă Bălan Dorin Florentin și are trei luni și ceva. Și aduceți mi pala. Și a venit cu el într-un costumaș frezuliu și mi l-a pus în brațe. Și a zis așa, acesta este copilul meu. Da, pe acesta vreți să-l luați? Da, acesta este copilul meu, care vreau să-l iau acasă. Ăsta este care Domnul mi l-a dat. Și zice, păi da, nu știți dacă vede, dacă aude, dacă... Dar un copil să vede imediat pe mișcările și după cum mm. faci cu el, de a răsemne ceva, că e sănătos și aude și cum plimbă ochii. În momentul acela, Fiul care l-am acum de 25-26 de ani. De momentul acela am făcut actele la orfelinat. La 5 luni de zile l-am avut acasă la lui. Astăzi este cu noi, încă nu este întors la Domnul, a crescut în biserică, dar credem în Domnul Isus Hristos, că așa cum a lucrat în viața mea și cum m-a mântuit și m-a înnoit pe mine, cred că și pe el îl poate face partea împărăției sale Fiindcă cred că, da, scopul Domnului Isus Hristos este mântuirea fiecăruia, și pentru aceasta a plătit prețul. Și Așa fiul este. meu este în planul de mântuire al Domnului Isus, și pentru aceasta ne rugăm. Așa este, îndurarea e la Dumnezeu și da. la El ne aruncăm privirile. Cum ați ajuns într-o biserică neoprotestantă? Deci, ne apropiam ușor de luna decembrie. Fratele Pastor Major Nelu Maior ne-a făcut o vizită la invitația soției, fiindcă devenise partea în primirea Domnului Iisus Hristos. A stat cu noi de vorbă și am avut multe discuții în privința mântuirii și m-a ajutat foarte mult. Prima mea împotrivire a fost nu am încă convins și conștient de tot ce mă învăța Biblia, că de ce să mai botez când eu am fost botezat mic? asta a fost o discuție care fratele păstor m-a ajutat să înțeleg că botezul când îl faci mic nu știe că da. te-ai botezat și n-ai mărturisit cu gura ta pe Domnul Isus Hristos ca Domn și Mântuitor că nu facem invers Întâi un botez, un domn și o credință. Sigur, sigur. Cine crede, se botează. Cine, e foarte clar. Deci trebuie să crede și să mărturisi cu gura noastră acela e adevăratul botez. În ianuarie 98, a început să facem cursuri de cateheză. Uh -huh. Învățătură pe baza Bibliei. Și până în luna iunie, când am hotărât botezul 98, am făcut cursuri de cateheză, cursuri biblice în care ne-a ajutat mult de tot și ce cere Domnul Isus și cum ne cheamă Dumnezeu în lucrarea Sa. Și mulțumesc Domnului că în 98, pe 7 iunie, împreună cu soția și încă. Alte 14 persoane alături de noi ne-am botezat în satul Bircii. Primul botez Biserica Baptistă din Bircii. Și mulțumim Domnului că de la 1998 până acum împreună cu soția suntem pe calea Domnului și mulțumim Domnului că a avut grijă. Din acela 98 în Biserica Buna Bircii s-a oficiat în anul următor 14 persoane, în anul următor 13 persoane, am ajuns la un număr de 70-80 de persoane care aparțineam Domnului Isus Hristos, care eram membri ai bisericii și Domnul a lucrat minunat în acel timp și în acele vremuri în urmă. Extraordinar. Frate Vintilă Stângă, pentru că suntem la emisiunea aceasta cu tema evangelizării. Am vrea să împărtășiți ascultătorilor cum ați înțeles porunca Domnului Isus de a duce Evanghelia mai departe, și apoi cum ați aplicat această poruncă? Da. Cercetând în scriptura și vorbind în Domnul, atunci când te pune la dispoziția Domnului, am înțeles mesajul Domnului Isus Hristos, care face o chemare pentru toată omenirea veniți la mine toți cei tudiști și și eu vă voi da o dină pentru sufletele voastre. Înțelegând că Domnul Iisus Hristos este calea, adevărul și viața și nimeni nu ajunge la Tatăl decât prin El, am înțeles mesajul Bibliei atât de bine în care a așa, Doamne, sunt la dispoziția Ta. Adică cum să fiu la dispoziția Ta? Nu numai mergând în biserică, Lăudându-l pe Domnul, închinându-mă cu adularea, am înțeles că să mergem, ceea ce ne-a învățat și Domnul Isus Hristos, să mergem în toată lumea să vestim Evanghelia până la marginile pământului, Samaria, Iudeea, care este și Mircii, Scornicești, Olt, sau împrejurimi. Și am înțeles că trebuie să mergem să vesim Evanghelia, ceea ce a și făcut-o împreună cu fratele pastor Maior Ioan și o parte din biserică și care ni s-au alăturat, tineri și mulți frați sau oameni care erau credincioși ai Domnului, în toate satele din prejurul Sconiceștiului am mers din casă în casă și am, într-un timp, un an, doi, am împărțit Biblii și broșuri la fiecare casă. Și am dat în 14 sate, am mers în fiecare sat și am vestit Evanghelia, am dat Biblie și le am spus oamenilor despre Domnul Isus Hristos. Asta e menirea și chemarea fiecărui credincios să meargă să vestească Evanghelia și să spunem și la alții cum a lucrat Domnul Isus Hristos. Despre mine, cum evangelizez, prima mea misiune și rămâne în continuare este să le spun oamenilor cum a lucrat în viața mea Domnul Isus Hristos și despre jertfa Domnului Isus Hristos care poate să-i mântuiască și poate să-i de păcat și care a pregătit un loc și pentru ei sus în cer. Aveți exemple de oameni care în urma propovăduirii Evangheliei să-L fi primit pe Domnul Isus? Da, mama mea este unul din primul exemplu care după ce m-am întors și eu și soția la Domnul, la vreo 5-6 ani de zile, stând de vorbă cu mama și spunându-i tatăl meu nu mai trăiește, stând de vorbă și vorbind cu ea despre lucruri privitoare la împărăția lui Dumnezeu și despre venirea Domnului Isus Hristos atât în trup și ce a făcut el, misiunea lui și jertfa lui, moartea lui și învierea lui, mama a decis ca să-l primească pe Domnul și la câteva luni, aproape la un an de zile, să-l urmeze pe Domnul și în apa botezului. Și sunt multe alte exemple care au contribuit la discuții, oameni care s-au botezat. Noi să fim la dispoziția da. Domnului, să. Semănăm cuvântul și Dumnezeu la timpul potrivit va aduce și roadele cuvenite, și iată din mărturia dumneavoastră reiese un lucru esențial și de o importanță covârșitoare. Da. Biblia cuvântului Dumnezeu este viu cuvântului Dumnezeu da, și lucrător, da. încât n-ați avut nevoie să vă vestească cineva prin cuvintele sale, Evanghelia, ci Sfânta Scriptură v-a îndreptat privirea către jerfa Domnului Iisus Hristos, jerfă prin care putem ajunge să fim mântuiți, să fim iertați. Nu există deci, altă cale, așa cum ați spus. Este singura cale către Dumnezeu. Dar ce vreau să mă aduc în câteva momente, Rău. că după ce l-am primit pe Domnul Iisus Hristos, după ce viața noastră a fost transformată, schimbată și pusă deoparte numai pentru Domnul Isus Hristos, că suferințele n-au dispărut din viața de credincioșie. Și soția mea a trebuit să facă o operație foarte grea la spitalul militar, după întoarcere la Domnul. A trecut, Domnul a ajutat-o și mulțumim Domnului Hristos, care a fost lângă noi și ne-a ajutat. Eu, la un timp de vreo 3-4 ani de zile, mi s-a descoperit în spatele sinusurilor, că mi-a crescut carne foarte mare și în urma analizelor eram într-o situație, putea să mă sufoc să mor și a trebuit să merg la Timișoara ca într-un an și ceva de zile să fac trei operații după vreo 5-6-7 ani de zile după ce le-am făcut pe acelea mi se descoperă că am tumoare pe riniciu stâng și la riniciu stâng era tumoarea mare, de 13, și ceva de milimetri. Acolo am ajuns la spital, domnul doctor mi-a spus, domnul stângă, ați spus soției dumneavoastră că nu o să vă mai întoarceți acasă? I-am spus așa, domnului doctor, domnul doctor, am plecat de acasă și știe soția, dar Dumnezeu cerului și al pământului, care m-a creat, îmi încredințează și mă încred că mă voi întoarce acasă cu bine. Domnul doctor a plecat afară râzând și când a venit dimineața a spus așa, domnul stângă, eram propus să-mi scoată riniciu. Riniciu stâng nu o să-l mai scoatem, o să eliminăm doar tumoarea și o să fie totul bine. Astăzi sunt să fac cercetări din 6 în 6 luni de zile în care fac CT-uri, remeneuri, în care să vadă cum să prezintă riniciul. Și cât timp a trecut de la operație? 2 ani de zile Doi ani. și sunt în cercetare, de-aia fac un remeneu și am zis așa, Doamne, toate sunt în mâna Ta, ce îngădui Tu, trupului meu, Tu ești stăpân pe viața mea, Tu ești stăpân pe trupul meu. Trupul ăsta nu mai aparține mie, ci aparține ție. Sunt mădularul tău, sunt partea împărăției tale. Când i-am spus soției, am avut o întrebare către Dumnezeu: Doamne, când ne a murit cele două fetițe, Doamne, de ce mi-ai tu cele două fetițe? Oare sunt mai păcătos ca ceilalți oameni? Și răspunsul tot, domnul Miradat, și care m-a științat: Eu sunt stăpânul. Eu sunt cel care sunt olarul, Eu sunt stăpân pălut. Așa că Dumnezeu este stăpân să facă ce vrea cu ceea lui. El hotărăște ce vrea cu ceea lui. Eu doar acum am înțeles că trebuie să-l ascult și să rămân sub autoritatea Domnului mm. Isus Hristos. Domnul să fie lăudat pentru toate ce suport toate suferințele și tot ce găduit îngăduit viața familiei mele și ce va îngădui. Așa să ne ajute Dumnezeu Amin. să ne încredem 100% în El și în Amin. suveranitatea Amin. sa. El stăpânește, El domnește, El știe mai bine de ce e așa și nu e altfel Glorie și lui. probabil că vom descoperi și noi atunci când vom pleca de pe pământul acesta. Frate Vintilă Stângă, mulțumim mult pentru Domnul, prezența lui, da. dumneavoastră. Și m-am bucurat să fie o mărturie în sumar sau odă cum Domnul a lucrat și El lucrează. Este. E același Dumnezeu. Așa. Și în trecut, și în prezent, și în viitor. Același Dumnezeu este care e plin de iubire, e plin de mir. Încă harul e deschis pentru oricine vine la Domnul Isus Hristos. Așa. El e jertfa noastră, El e scăparea noastră, El a plătit pentru păcatele noastre. El a pregătit și un loc atât de frumos, care spune Biblia, vom călca păstrăduțe de aur, va fi frumos. Și îi spuneam la cineva, și discutam cu un prieten, eu nu merg, eu nu-l urmesc pe Domnul Isus că mi-e teamă de iad, eu-l urmesc pe Domnul Isus că l iubesc ce a făcut pentru mine. Asta și vrea Dumnezeu și, într-adevăr, dacă încă ezitați să-L primiți pe Domnul Isus și Domnul spune că astăzi, dacă auziți glasul Său, nu vă împietriți inima, ci predați-o Lui, pentru că este cea mai bună decizie pentru eternitatea dumneavoastră a celor care ne ascultați. Iată că în viața fratelui Vintilă, stângă Dumnezeu, deși a îngăduit aceste tragedii, să-ți pierzi doi copii, nu este ușor, deși a trecut prin atâtea suferințe, îl laudă, îl poate o udat pe să domnul să și fie, domnul. îl urmează pe domnul, și ne rugăm ca și fiul Dânsului să urmeze Amin, această cale, să, fie, să îl da, cunoască fi, și domnule. să se bucure împreună, și să ne bucurăm împreună Amin, Împărăția lui Dumnezeu. E cea mai mare bucurie. Doamne A pregătit ajut. domnul totul pentru Lui. Doamne, ajută! E adevărat, fiecare dintre noi suntem datori lui Dumnezeu cu un răspuns. Domnul Isus a făcut la cruce tot ce trebuia făcut, ce însă noi trebuie să spunem da la această jerfă, să credem în uh, moartea și în învierea Domnului Isus și bineînțeles să ne pocăim, să lăsăm trecutul în, în urmă, lucrurile din în urmă și să mergem înainte cu Dumnezeu. Mulțumim frumos încă o dată, Domnul, Domnul să vă binecuvânteze! Domnul să fie lăudat și glorie Domnului Iisus Hristos pentru toată lucrarea măreață care o face în viața mea și tuturor ascultătorilor. Așa să fie, estimați ascultători, vă mulțumim și dumneavoastră pentru atenția acordată și vă dorim multă sănătate și de asemenea audiție plăcută în continuare. Dumnezeu să ne ajute să ne reauzim cu bine la o nouă ediție a emisiunii Până la marginile lumii. Până atunci vă dorim toate cele bune.